Avem alertă maximă în capitală. Primăria Capitalei atrage atenția că persoane necunoscute au împrăștiat pe spațiul verde substanțe din capcanele destinate combaterii șobolanilor. Este vorba despre substanțe extrem de periculoase pentru copii și animale. Chiar autoritățile le cer oamenilor să fie foarte atenți. Vasile Marcu este în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, Vasile! Unde s-ar fi împrăștiat această substanță și care sunt informațiile venite de la autorități? Bun găsit! Este vorba despre o suprafață mare din parcul Herăstrău, pe spațiul verde, acolo unde obișnuiesc să iasă bucureștenii când stau în weekend în parc, pe iarbă chiar și mai ales e atenționare pentru cei care ies cu animalele la plimbare, să aibă grijă să nu consume nimic luat din iarbă, pentru că este vorba despre o substanță extrem de otrăvitoare. Este un caz similar cu cel petrecut în urmă cu o săptămână în parcul Bordei, acolo unde mai mulți activiști de mediu au semnalat că au murit foarte multe păsări după ce au ingerat o substanță necunoscută de același tip cu cea despre care vorbește Primăria Capitalei în acest comunicat. O substanță extrem de toxică avută în capcanele pentru șobolani. Deci este un avertisment venit din partea autorităților bucureștene, Primăriei Capitale, pentru cei care merg în parcul Herăstrău la iarbă verde, care vor să stea pe parc, pe iarbă, să aibă grijă la ce substanțe sunt pe jos și mai ales, repet, avertismentul pentru cei cu animale de companie. Mulțumim foarte mult, a fost în direct cu noi Vasile Marcu, așadar, doamnelor și domnilor, atenție, o travă pentru șobolani a fost împrăștiată în Herăstrău, cei care ies acolo la plimbare cu minorii, de asemenea cu animalele, să aibă mare grijă, cel mai probabil primăria va face o verificare pentru a vedea cine a împrăștiat aceste substanțe. Mergem mai departe.